Malheureusement, ma drague. Un peu plus petit, fait, il y a un peu de temps. Un peu de tot peștile la tău vechi. Tot rahație, puiul ăla vechi, care l-a aruncat-o, era deja ciugulit de copii sau nu știu ce până mai știu. Și nu le-a plăcut. El a dat deja mușcat. Mi-ai dat toate firimiturile de la voi de la masă. Nu ne-ați putut să mâncați. Mi-a făcut toxinfecție alimentară și am stomac tare. Noroc că mi-am luat niște antibiotice. Dăm banii aia puțin care mi-ai dat 30 de lei. Mi-ai zis că vii peste două zile și încerci. Da, o să mă vezi bolnav de mâncarea ta bună. Tu-s mâncarea mă. Jegoșii de acum. N-am pământ așa ceva. Voi sunteți mai mult decât odioși. V-ați pus pe capul meu să mă omorți. Cu toate metodele. Cu toate metodele, mă. Îmi dați mâncare, pula mea, nu știu. De când dracu ăsta a spus în frigider? Ați luat de la mamaia Colina la 50.000 de ani. I-ați luat garsoniera lui aia cu toată debarau aia de mâncare. Mi-a aducea dulceață de aia din 1900 nu știu când. Păi era nebună, mă. Te scrierați, dracu. Eu n-am ce face decât să mănânc. Nici măcar lături nu-mi dați. Noi la porci le dădeam lături bune de la masă. Sunteți nebun de căcat. Nu, nici nebun de căcat. Și ăia de la trepte dădeam la nebun de căcat mâncare proaspătă. La... Nu știu ce sunt eu. Nici, animal, nici la animale nu se dă așa ceva. Comori animale. Am vomitat tot să mă fac. Mi-am dat mațăla. N-am digerat nimic, mă, cei coșilor. Deci nici n-am putut să diger mâncarea. Și s-a secătat foarte mult acid. Că ăsta, stomacul a încercat până la să digere. Pot să fac și cancer gastric. Tot are în pulă. Gastrite. Chiar. Dacă intru la operație, păi voi vă dare pulă. Am avut o coastă fracturată, ce să-i zic lui sorma. Ea încearcă să fie pizdoasă, aleargă după cul. Hai să-i mai dăm câteva case, poate să mărită cu vreo pulă grasă. Poate îi trebuie o pulă atâta. Vreți o pulă atâta? Sau atâta? Bă, nu e de la sticla aia de vin, eu am și 5 sticle de vin, poate. Și am mai și 4 o să mă duc la serve. N-am cum să mă duc la voastră până la casă. Nu și dacă ați avea pe cea. Puteți să dar să faceți ceva. Chiar m-aș sta și bine la voastră. Mi-a trimis aia mâncare. Plină de vieri. Putrezită. Chiar era plină de bine. Acum e mai subtilă. Și cât de rău mă simt. Criminalii dracu. Vă știe toată lumea. Băi, iubiții. Sunt superbi. Sunt de aia, știi? Care stau în autobuz și în tramă este închidă la ortodoxi. La moaște, la de-astea, bă, sunt și urmă credincioșă de oameni, mi-era Ioana. Nu mă iau eu după politica aici sau asta, dar aia era credincioasă de adevărat. Da, voi. Pare sor.
când eram eu bolnav cu Mihai Raian, bă, trimite și mie pe unul ca să ne împărtășesc cu aia, că este bolnav. Trebuia să-i gândesc pe chestia. Ce mi-a trimis pe unul? Nu. N-avea timp să duc la biserică să vorbesc cu prietenul. Deci trebuie să stau în Mihai Raian. Nu. Ce a venit pe unul? Nu. Credincioasă, ortodoxă, originală. Da. Bă, măcar dacă era satanistă, ne trimitea un preot satanist. Nu e nici de-aia. Bă, pare dacă alerga după puli, ne trimitea o pulă. Venea o pulă, ne-l trimitea pe Titu Stric cu pula sculată. Zicea, bă, Titu Stric, ce faci? M-a trimis ăsta, că alergă după puli. Bă, pare mintea cineva la mine pe ușii. Ziceam, bă, Mihaela, uite, a venit Titu Stric. Aia, bă! Sau, dacă alergă după bani, ne trimitea un leu, venea unul cu leu. Ia uite, sorta alergă după bani. Nu, n-a alergă după nimic. N-a venit nimic. Cred că alergă după Nirvana. După ce alergi fata? Am văzut că alerga. La fel ca Adriana, alerga cu telefonul la ureche. Când trebuia să-și facă procesul. Era pe iubire. Am zis, wow. Și acum tot așa alergam. Când am văzut-o ultima oară anul trecut, alergam bani. Deci, bă, astăzi sunt pe alergări. Căpriți-l! Am zis, wow. Am zis, na, acum o să alerg eu după tine. După femeie și după trabă să nu ajung niciodată. Pe... Bine, altul. Sau altul. Bineînțeles că mi-a scăzut sistemul imunitar când s-a implantat acum s-a umflat busta. Și iar mi s-a declanșat infecția traheală. Mulțumesc. M-ai ajutat. Tocmai în revenit. Ești perfect. Din masă la mine. Încearcă. Să nu vii două săptămâni, să nu vii două luni, vino la an și la mulți ani.